E foarte frumos, știu că altfel stau lucrurile în sezonul ăsta. Tu nu mixezi degeaba acolo, cineva dansează și înfrumusețează locul. Eu primesc niște bomboane de undeva de peste Prucea, ce este firesc. Să rămână Felicia, îți mulțumesc sunt mult de tot. Sunt tare bune. Sunt tare bune. Și știu că îți plac. Dacă sunt tare bune, mie îmi plac și dăm voie să te mai cuprind încă o dată și astăzi. Ea este Felicia și vrea viză de flotant alături de noi astăzi la emisiune. Da. Mulțumesc, Ciucă, prea multe îmbrățișări astăzi, prea multe îmbrățișări. Dacă vrei să ne mai îmbrățișăm, puteți să ne mai îmbrățișăm. Hai, încă o dată. Și să fii tu mai dulce, așa. Cum adică să fiu mai dulce? Mai dulce. Dulce. Și mai dulce? Ești. Da. Am înțeles, mulțumesc, perfect. O să fiu atât de dulce încât o să trec pe insulină la un moment dat. Bun, mergem mai departe, oameni buni. Să vă prezent. Dar unde e... Calița? E tot la chinezesc la restaurant? Calița avea ieri un costum și Magi tot ne-a spus că ar face ture sau ar mai face ore suplimentare și la un chinezesc. Greta, știi ceva de Calița? Ești cu ea pe telefon? Alo, Calița? 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 E cu Calița? Da, perfect, perfect. Și cu prietenul Dobricu. A, uite-mă! Vrei muzica aici? Nu mai nici muzica să pun. Numai o secundă, să știți că nu este o scenă de teatru din spectacolele Anei Maria Calița, pur și simplu. A trimis mami de la... Ia, uite, zacuscă, chifluțe, ce vrei tu aici? Am înțeles, româna, mama lui Calița. Am primit, bă, altă treabă, mă, când părinții au un interes ca fetele să fie luate în spațiu, primim tot felul de bunătăți. Mulțumim mult de tot, Calița. Păi ce faci, lei înapoi acum? Nu mai pregătesc nimic, mai pun mâna pe ele. Ia uite-te cum așteaptă coșul acolo la state, la lift. Asta n-ai văzut-o cu liftul. Mi-a zis mama să nu mănânci prea mult, că a văzut că ai făcut burtică și a zis să... Bă, dar voi așa simpatice sunteți, mai vreți viză de flotant sau nu? Hai, lasă că mă descurc cu spațiu, nu văd de pe unde stau, da? Am înțeles, eu cred că la un moment dat trebuie să-ți găsești un loc al tău unde să stai, să nu mai tot te descurci așa cu spațiu, adică să fii constant într-un loc. Pentru că e mai bine să muți din loc în loc ca să fii... Ca o albină din floare, floare? Perfect. State, ceva pentru băieții de sus, dar ei sunt vecinii noștri. Le dăm și lor. Să le dăm și lor, ca să le dăm să fie bine. Greta, haide să le dăm, că milionarii nu mănâncă zacuscă cu pâine. Milionarii sunt cu icre negre, că l-avem aici pe Sebastian Dobrincu. Cum? Le dăm și bomboane. Bun. A venit în România să mănânce icre, a venit-o pentru zacuscă. Da, exact. Nu, dar nu vrem să-i stricăm imaginea. Gata, când ai Lamborghini, când ești milionar în ziare, trebuie să mănânci caviar, să bei șampanie, înțelegi? Adică nu... Da, păi să am grijă eu de el, îl iau eu pe el în spațiu, că oricum e mic, am mai avut. Ai văzut? Ia Ana Maria Calița. Bună! O știi de la teatru? Ai când ai fost ultima dată la teatru? Acum 4-5 ani. Acum 4-5 ani. Nu știu, dar o cunosc acum pe era ea. Exact. Acum 4-5 ani, cred că nu erai încă, nu? Ba da, eram. Erai? Cum să? Am fost întotdeauna, pe scenă m-am născut. Dar nu ți-am povestit că mi-a zis mama când aveam 6 ani, a zis că eu am spus că vreau să fiu ceva pe scenă și să vină oamenii cu flori la mine. Da. Și am zis, da. Păi și nu m-am mișcat de pe scenă. Am zis, da, oamenii au ajuns cu flori acum, vin cu flori? Bineînțeles, mi-ai dat ieri? Păi da, ieri. Da. Noroc, asta e, exact. Perfect, Ana Maria Calița a avut ieri spectacole la Constanța. Pentru cei care au fost la spectacole, să ne trimită mesaje pe WhatsApp, să ne spune dacă s-a descurcat bine sau nu. Am și pe 3, dacă vrei să vii. E în euro pentru tine biletul. În iahtă, unde ai un iahtă. Perfect. O să fii atent, o să facem în felul următor, Dobrincu, o să te las astăzi să stai de povești cu fetele, să-ți vine, uite așa, pe capul tău, tac, 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 să vezi câte lucruri află de la tine. Auzi, vreau să întreb dacă are iubită, înainte să vorbesc cu orice fie. Mamă, dacă îl întrebam eu, era măruță, intri cu bocanci în viața mea personală. A, deci te-ai sustras tu automat de fete. Nu m-am sustras eu, dar uite ce vor să afle fetele, ce treabă am eu. Nu te cunosc ele, zile. Punem repede, ai iubită, ca să știu ce întrebări. Roxana, ai iubită? Nu pune presiune. Eu vreau să mă mărit, eu de asta am venit la măruță, dar până am noroc. Păi, nu de asta, Dobrincu, dar să știi că luai la pachet, are și copil de 6 ani, adică era totul e perfect. E totul pregătit, să știi. Eu nu vreau să mărit. Scap de perioada cea mai grea. Băi, nene, bă, nici la început de emisiune, așa, uite-te cum e din stânga, din dreapta. Hai că le luăm în spațiu până la urmă, poate primesc și viză de flotant. State, bună zacuscă! Forță! E bună? Forță. A zis și tu de complezență că suntem la televizor. Serios. Zi, mă, e bună sau nu e bună? Foarte bună. Aici spunem pe bune cum e, da? Eu am înțeles. E bună. Bomboane mai târziu. Perfect. M-am și necat. Roxana, vin urmai o secundă, că ar fi păcat ca cei de acasă să nu te observe, să stai acolo retrasă și ascunsă după pupitrul lui Ciucă. Normal, mulțumesc. Asta zic, trebuie să fii scoasă la lumină, e păcat. Mulțumesc. Exact, asta spuneam ceva mai devreme. Asta e partea a doua. Nu vrei binele deloc, Cătălin. Da, îmi place, nu ca aia de ieri avea și pe partea dreaptă. Da, da, și asta se desprinde chiar până...
Până sus. Nu cumva. Se desprinde până sus. Nu, nu, de unde știi? Pentru că, uite, se vede că e cusut aici. A, ce bun ai. Normal. Am făcut și croitorie când am venit în București. Cătăline, ești prea atent la detalii astăzi. Exact, Ramona, îți mulțumim aici, mult, da? De tot. Cătăline, asta e cusută cu ața albă. Da, Ramona, îți mulțumim mult de tot. Da, Ramona, bătesc cu oameni buni. Întoarță în timp, țineți minte, după emisiunea de ieri. Pam, pam. Întoarsă, nu cu spatele, întoarsă în timp, adică da, dar lucru. Au vrut să dau atitudinea aia. Am sunat Chișinău, ce au zis, ne-au văzut? Au zis, ieri? Da. Ia, apropo, ieri după emisiunea de ieri ați primit telefoane, mesaje, cum a fost? Da. V-a văzut cineva? Eu am ieșit cu Feli în oraș, la dinner, evident, pe Herăstrău. La ce ați ieșit, la dinner? La dinner, da. La dinner pe Herăstrău. Și Feli, am primit ceva. Să știi că sunt foarte supărat pentru că eu n-am fost invitat. Stai, stai mă, ciucă un pic, că fetele au ieșit din prima pe la Herăstrău. Păi acolo am eu relație. Deci ciucă v-a făcut intrarea? Nu. Nu avem nevoie de un bărbat să ne facă intrarea, lasă. Nu, am venit noi așa, singure. Sensul, v-ați dus în Herăstrău, nu? Da. Acum, la bani mulți, așa și? Acolo, direct. Ah! Și? A primit ciocolățele. De la cine? De la milionari. Nu, stai, deci, fetelor, să vă învăț ceva. De la milionari. Pentru că primim. Pe voi trebuie să vă luăm în spațiu, să vă dăm viză de flotant. Trebuie să învățați niște lucruri. Nu vă lăsați păcălite de ciocolățele. Nu. Da. E foarte important. Da, pentru bine. Că mâine, poi mâine, de fapt, nu mai trebuie să luăm doar trei fete în spațiu. Cine știe... Dacă primiți ceva, întotdeauna aduceți acasă. Știi cine a mai primit azi ciocolățele? Cine? Tu! Exact, și ăsta nu sunt de ieri, nu? Sau ciocolățele de ieri? De la Chișinău. Da. Nu. L-am adus cu mine, dar ieri eram în febra asta, știi? Da, ia, și n-am... Am mai trecut febra. Da? Da, nu mai e febra. Știi că întotdeauna așa se ia febra. Și am uitat să ți le dau. Cătălin, mie mi-a scris cineva și mi-a zis: da, te-am văzut la emisiune, mai rău de atât poți, cât de jos poți. Ea face stand-up, oameni buni, în cazul în care nu înțelegeți glumele ei, vi le traducem. Ideea e că trebuie să fii cât mai, cum se zice, numește ciucă, cât mai dark, cât mai... cât mai rău. N-ai înțeles, mă? Adică... Omul negru. Cum? Omul negru. Nu, mă, n-ai auzit cum a zis, i-a zis cineva mai jos de atât, da, adică da, glumițe înțeles, de la... Da, să-mi zică mie cine a zis că o să am o discuție cu el. Mi-ar fi plăcut să fie o glumă, da. A, măi, asta gadița, știi de unde măi. E replica asta? De unde? Când a fost ea la umor. De atunci o are notată. Perfect, fetelor. Eu îți mă bucur că sunteți și astăzi aici. Yin și Yang și... Încă nu știm unde să o zis, să o aranjăm pe Calița, dar vedem. Fetelor, uitați-vă la el, la Dobrincu. Bună! Privirile voastre o să fie către el. Chiar vreau să văd cum îl... disecați, efectiv. Dacă se poate? Ramona. Ciao! Hello! Hello. Haide să vedem! How are you, Dobrincu, Sebastian? How are you? Stai să vezi, imediat. Perfect. Pe neașteptate. Pe neașteptate, așa e aici Sebastian, la noi. Sebastian, I want you to take me to Hollywood. It's my yes, biggest dream. Adică vrea să ducă la Hollywood, este we cel mai mare vis al ei. Bam, bam! Bă, ciucă e zi, mă. E geros. Nu mă, nu trebuie, cum o cheamă? Doamna, doamna Margareta Nistor. Margareta Nistor. Ciucă. Bravo, mă. Ok, deci oameni buni, cam așa stau lucrurile în sezonul ăsta. Trei fete care vor să fie, cum v-am spus, flotante, să le luăm în spațiu. Ciucă, care este DJ Ciuchis, pentru că el practic a trecut la un alt nivel. Este DJ, vrea să prindă Neversiu, vrea să prindă Antoldu și multe alte evenimente care sunt în plină desfășurare.